Sunt Valentina Jambă, originar din satul Goloșința Nure, unul Drochia. Am 69 de ani. Astăzi vă prezint pregătirea mămăligii și a chisăliții, moștenită de la bunii mei și de la părinții mei. Este zahăr, este, dar când nu era zahăr, noi eram copii mici, erau vremuri mai grele, mai... Și chiselița noi o folosim ca desert după orice mâncare aproape. Și tot așa o iubim și până în timpul de față. Iată aici avem vișină uscată, iată aici avem zardere uscați, iată aici avem miere uscate și iată aici avem și pruni uscate. Zarzări ne par un pic mai mari și putem o leac să-i mai tăiem și după asta îi spălăm tot. Noi am fost 6 copii la părinți și nu era așa bani ca să cumpere dulciuri într-ales pentru copii. Da, mama toată vremea nu ne lăsa tot să dușim dorul de dulciuri de etea. Și ne făcea din fructe uscate. Iacă așa așezam toate fructele, câte feluri avem, din toate punem. Prunile s-ar putea face aparte, fiindcă ele o leacă în tunic culoarea la Estlandi, care sunt, da, după gust, cum nouă ne place, că are un gust foarte plăcut, noi le adăugăm, nu ne mai uităm la culoare și la tot, dar să fie gustos. Denumirea de chiseliță, Valentina a auzit-o încă din copilărie. Din la bunie lui mama, și chiar și mama și tot am auzit așa cum vorbeau ei a vidimit chiseliță, că e o leacă și e mai fărămițată. Ca și le spălăm cu apă reșii, le mai opărim o leacă ca ele să moaie mai bine. Aici m-am născut în anul 1955. Aici mi-a fost copilărie, tot aici m-am și căsătorit și am 2 băieți, 2 ficiori, care tot în sat, aici în satul nostru natal, trăiesc. Ei vin în orice moment la mine, unul ies, altul intră la mine, vin toți. Noi și sora mea mare eram ca bucătăresc și acasă, făceam și cunoșteam chiar de mici copii, noi am cunoscut, mai ales chiselița și măliga, asta la noi era pe primul plan. Uneori mama ne tăie câte o pasăre și ne-o lăsa repede, noi o peniem tot, o fășeam mâncarea tot și ieduse repede la deal, că avea cultivat tutunul pe atunci și era lucru greu, era culhoz, era și noi așa e că ne-am învățat, eu și sora mai mare, noi am fost ca bucătăresc până ne-am ridicat chiar mare, dar și o ajutam pe mama. Am terminat școala profesională de culinărie din orașul Suruca. Asta profesie e interesantă, pentru niciodată nu ești flământ. Valentina a lucrat în calitate de bucătăreasă în școala din satul vecin timp de 22 de ani. Acolo mi-a învățat copiii la școală, cu dânșă mă duceam în tâta dimineața, cu dânșă diminuță, chiar din clasele întâi până la urmă. Și după aceea și nepoțelii la surori, care mai scurt pe toți generația mea care eu i-am avut-o, toți i-am petrecut și la urmă am și ieșit și eu, că așa a venit timpul, dar de acolo gata nu erau copii, școala am și-o desființat. Știți, la mine copiii nu au fost talentați și au înțeles nevoile, că eu și casa am construit, am ridicat singură și tot nu chiar nu a fost nici mie, dar ușor de la început. Și mămăligă și o fășeau singuri, fășeau, zăpăcau, fășeau, chiar și borș, chiar, dar cam toate felurile, dar ei și vedeau la mine, zăpăcau și fășeau singuri. Apoi am început sferburi, dar am dat drumul la fruct. Chiselița poate să o pregătească orice copil. E foarte simplu și e foarte și gustos, e un fel de desert după masă. După ce adăugăm fructele, le lăsăm să fiarbă 10 minute.
Apoi stingem focul și lăsăm băutura să se mai odihnească puțin înainte de a fi servită. Mâncarea gustoasă, ca să primească, trebuie răbdare. Dar dacă din fugă și din nimereală și repede, așa, astea, mâncarea nu chiar se primește variată și gustoasă. Mâncarea care moștenit-o, a luat-o, pâine, plăcintă, măcaron mai scurt din făină. După pensionare, Valentina a început să coacă plăcinte pe care le vinde la piața din orașul Drochia. Tot copiii îmi spun, mai mică, ți ajunge de atâta, mai stai acasă, mai odihnește, de mai. Nu pot, cât mai pot și cât am plăcerea asta, am dragostea asta, să mai continu așa cât pot. Soțul decedase și ne-a făcut casa singură. Deodată mă gândesc așa ceva, că iată, viața a trecut și tot, dar sunt mulțumit că am ajuns la vârsta asta de 70 de ani aproape, 69. Și sunt mulțumit că n-am avut nimic așa. Am crescut copii, am aranjat, am fost mulțumită de viață și cu toate că am trăit singură, dar eu cu copiii tare bine m-am împăcat și mă împac și acum. Timpul a trecut foarte repede. De asta vă pare cel mai tare rău? Nu, cum? Parcă aș zici că nu. În timp ce chiselița se răcește, Valentina gătește mămăliga. Punem, adăugăm sare la mămăligă și dăm drumul la foc ca să fiarbă. Luăm făină, o cerniem bine. La un litru și jumătate de apă să ia undeva 450 de grame, poate fi și 500 de grame de făină. Și o jumătate de lingură de sare. Poate că la oraș mai mult cumpără de la magazin mâncare, este, dar noi ne-am deprins tot natural. Poftim, nu ligă. O, e ca și măligoță. Poftim, e ca și măligă. Și frumoasă. Gustoasă. E ca așa, și chiselița. Chiselița de cândva a părinților noștri. Așa, miros. Așa. Cum? Merge? Vă place? E super. Da. De mult am așteptat. Fai. M-am parcă mi-aduc aminte chiar de școală. E gust și ala, mă? Da, e gust și ala de chiseliță, de cândva.